Avem o selecție anul acesta mai mare decât oricând, de 132 de filme, dintre care 24 sunt lungmetraje, 12 în premieră națională, în secțiunea competiție, încă 6 în secțiunea panorama și alte 6 în secțiunea retrospectivă, cu filme vechi și foarte frumoase și foarte rare, de altfel. Mai avem 108 scurtmetraje, care sperăm să încurajeze și pe micii cinefili, sperăm viitori cineaști care vin la Kino Odisea să realizeze propriile lor scurtmetraje în viitor și pe care să le proiectăm în cadrul festivalului. Avem cele mai bune filme din 2014 pentru copii, în special din Europa, avem un focus pe Europa anul acesta. Avem filmul câștigător al premiului Cezar pentru cea mai bună animație, Lulu, Incredibilul Secret, un desen minunat realizat în creion și acuarelă, după niște benzi desenate devenite culte în Franța. Avem animația Jack și Mecanica Inimii, care a avut premiera la Berlin în secțiunea Generation și care a fost recent nominalizată la premiile European Film Awards pentru cea mai bună animație anului 2014. Avem și câteva filme 3D, Beyond Beyond, iarăși care a avut premiera în Generation la Berlin. Avem House of Magic, un film 3D foarte frumos. Avem foarte multe animații anul acesta, dar și filme de ficțiune cu actori reali, dintre care mulți vor veni la Kino Odisea, majoritatea la debut. Tineri foarte talentați, avem regizori care vin să discute cu copiii la Kino Odisea și să le povestească despre cum este de fapt să faci un film. Copiii întotdeauna sunt fascinați și extrem de entuziasmați să audă despre munca din spatele unui film. Avem o varietate mare de ateliere anul acesta, 34 atelier de actorie cu actrița Maya Morgenstern, 2 ateliere de regie, unul susținut de Veit Helmer, regizorul filmului Fiddlesticks, care se află în competiție, un film german foarte frumos, cu teme sociale, dar e o comedie absolut savuroasă pentru toate vârstele. Avem atelier de regie și cu regizorul român Alexandru Mavrodineanu, care a obținut numeroase premii la festivaluri internaționale cu scurtmetrajele lui Muzica în sânge sau Lecția de box. Avem atelier de imagine de film cu Liviu Mărchidan, cunoscut pentru numeroase filme românești la care a realizat o imagine minunată, precum California Dreaming. Avem atelier de cascadorie, susținut de un cascador român care vine împreună cu fiul lui de 12 ani, care și el este cascador. Atelier de proiecție de film, de montaj de film cu Eugen Kelemen, premiul Gopo pentru Periferic, atelier de costume de film, de tot ce se poate pentru a cunoaște lumea filmului și ce se întâmplă acolo de fapt. Avem și un bal mascat pe 16 noiembrie, duminică, la Teatrul Elisabeta, începând cu ora 15, unde copiii sunt invitați la spectacole de magie, sunt invitați să se costumeze, să intre în pielea personajelor lor preferate de la Kino Odisea, dar și din alte filme. Avem momente muzicale, momente de dans, lucruri foarte frumoase. Vom avea 2 momente absolut spectaculoase înainte de gala de deschidere de pe 14 noiembrie la ora 19 la Cinema Studio și înainte de gala de închidere, de gala de premiere, de pe 19 noiembrie, tot la ora 19 la Cinema Studio. 2 momente care implică efecte speciale din film. Avem de asemenea și un atelier de efecte speciale cu Jor Van Klein, americanul care a lucrat la Star Trek și Star Wars și care va pregăti aceste momente împreună cu copiii la atelierele sale. Sunt niște lucruri nemai văzute în interior și nu vă pot dezvălui mai multe pentru că impactul trebuie să fie cu atât mai mare.